Salut, prieteni! L-am filmat cu întârziere, că n-a fost ăștia de acord. Și uite că a fost. Deci, am găsit alt bucătar. Ăsta nu mai e bucătarul Leo de la Strehaia. Ăsta e Nasi, bucătarul lui Leo de la Strehaia, prieteni. Ia uitați, prieteni, aici e cu soția lui. Nu vor, dar bine, o să filmez, o să... Ia uitați și a pregătit aici, stai să întorc camera. Ciuperci. Ciuperci. Legume și carne de porc mai pe direct. Așa? Salut, David! Salut, marame, cu marame. Ne-a chemat Nasi aici, de fapt m-a chemat. Bumeco vlogul! M-a chemat aici la un... Mudara, carne cu marame. Are vreme. Ne-așa de locul ăsta. Așa, arată, o să facem un șaun de ăsta frumos, așa, cu știe bucătarul. Uite cum mai dur! Uite poate cum știe domnul bucătar. Șeful șefilor! Ia uite, domnul bucătarul lui Leo de astea, ai aici de ăsta, concurenți. Vezi, domnule, tu o globă, o dopune, tu cum arată, amintea. Dacă pui vlogul ăsta pe net, de ce să-l auzi țara la noi? Da, ia uite, așa arată. Acum pregătește soția lui bucătarul. Eu sunt cuturița, ele. Cuturița! Stai, David. Ea e cuturița. Așa ești tu, gras, ca Cătălin. Cuturița, varianta... Vreau să filmez și bucătarul, varianta lui bucătarul, zile, ce să mai... Vreau să filmez eu. Stai că nu filmezi bine, David. Stai tu acolo, că filmezi după. Da, prietenul ei, i-am dat drumul la ceaun, dar murim pe căldurile astea. I-am zis lui domnul bucătar să facem mai pe seară, mai așa, mai pe răcoare, dar... Brânatul răcitores. I s-a făcut foame. Da, s-a făcut vreau foame. Oaie. Domnul bucătar. Domnul bucătar original, bucătarul Leo, să ne ia oaie. Și să prepari oaie. Da. Bun, gata. Așa, hai să mergem după... Acolo ce pui? Ce ai acolo? Piept de ce? Mixt, carne, pui și porc. Așa. Eu știu, dau nivelul, vede câte poți trăie de la un moment. Așa? Mă recăt și oameni că n-am. Mă-mi gândit să-l mai pui de turi. O să te vadă și tatăl tău acum pe vlogul meu, bineînțeles. Cum să nu? Tatăl lui. Cum să-l arăt pe mine, mamă, n-am mai spus. Gata. Mă, n-am mai tocat ce toletă, nu-ți bucam pe greața. Da. Îl pun, ia uitați, prieteni, să te aduc eu, mi-a zis, este rușine, nu vrea să apară pe canalul meu de YouTube, dar eu o să-l pun că na. Dar așa am fost și eu prima este dată. Este că fac prea mult fan de aia. Nu-i problema, așa eram și eu la început. La început. Te-ai obișnuit, da? Păi da? Am dat pahară. Ia uitați, prieteni, ia să arăt aici la prieteni. Ia uitați, prieteni, ce mi-a pregătit, ce mi-a dat bucătarul. E rece brumă, ia uitați, vedeți bruma pe ea, mă. Ba, Nasi, cum iau și eu, fac și eu după urma ta niște bani cum ar veni. Dă-l-o, zi-l-o, vezi să ne lați-o. Ba, dar pun, pe cum, uite, am acordul tău. Adică mi-a le căgat și atâta, poți să-l pui. Bun, gata, deci, prieteni, ați văzut, nu e infracțiune, nu e nimic, am acordul de la doamna bucătăreasă. Ia uitați, prieteni, ce frumoasă este Sofia, ea este Sofia. Sofia Pepa. Da, Sofia, uitați ce frumoasă e. Foarte frumoasă, Sofia. Ia uite ce copii minunat și frumos și are din Nasi. Geme sunt. Ia uite. Foarte frumos. Da. Ce bine arată aici sticla asta de vin. Au, Nasi. Ce faci tu mie, Nasi, acum? Prieteni, să nu fie prea mult, nu? Stai să filmez așa paharul ăsta așa de vin. Și după aia o să revin când o să fie și gata, să vedeți și noi și voi ce am preparat. Vă ce gata. Ia uitați, prieteni, mamă, ce mi-a dat Nasi, temelie. Temelie mi-a dat. Ia uitați cum a făcut. Ce la Nasi care îmi pui? Figa. Figa? Bun. Ia uitați. Deci să-mi spune dacă vă place acest clip cu la Nasi acasă, cum au pregătit din soția lui ceaunul ăsta, dacă vreți să mai apară pe canalul meu de YouTube. Să-mi spuneți, vă rog frumos. Da!
Prieteni, ce să spunem? Revenim. Da, David. Deci bem paharul ăsta de vin ăsta frumos. Na. Na. Na, David, na, te rog, na. Na, David, na, 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 na. Na, că se uite prietenii la tine, David. Ia uita ce fetiță frumoasă, ce fată frumoasă, nu te-ai ajut gura ei. Ia, Sofi. Da, prieteni, lăsat acolo cea unul să meargă, s-a dus nase puțin, o să mă duc și eu, stau puțin la ventilatorul ăsta, că nu mai pot, e foarte, foarte cald, sunt 50 de grade. Vinul ăsta ne pune pe picioare, ne rece. Bine că avem și noi un pahar așa de poftă, înainte de masă, de mâncare. Și revenim, prieteni, de la Ceaun când e gata. Gata, prieteni, uitați cum arată. Wow, doamne. Vă dați seama, după căldura asta, să mai băgăm și ăsta noi. Temelie totală. Dar bine arată. Mă place. E puțin așa iute. Băgat ardei în ea. În el, în ea, ce e. Haideți la masă, prieteni. La un pahar de vin de ăla cum i-a dat mie Nasie, bucătarul. Acolo, uite ce mai facem, uite că n-am văzut. O mămăliguță. Ia uitați, mămăliguță. Pe cinst. Ca la mama acasă, prieteni. Ca la mama acasă. Gata, prieteni, acum revenim de la masă, vă pupăm. Am mâncat și ciuperci. Am mâncat, prieteni, și ciuperci. Ia uitați ce pregătește Nase aici. Stai așa, te rog frumos. Ia uitați, prieteni, moietul așa, gheață, tot ce trebuie frumos pe baroseneală. Domnul bucătar. Să-mi spuneți dacă arată bine și să sperăm că și la gust, așa la cum arată. Am să rog, băi, da, nu ți bă. Gata, nu mai filmez, prieteni, revin de la masă când e gata totul. Așa arată, prieteni, tocănița la Ceaun. Ia uitați, vă place? Ia uitați ce bine arată. Doamna bucătăreasă v-am arătat înainte, a pregătit asta. Domnul bucătar aici. Deci să avem poftă. Nu vreau! Sofi. Vreau să închidem și noi acest clip. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un comment. Vă pup și vă iubesc.